Am simțit-o pe pielea mea. Eu știu că sunt un om leneș, dar n-am apucat niciodată să fiu leneș. Asta a fost bună, și că știu că sunt un om leneș. Da. Dar cum gestionezi tu timpul? Adică totuși nu obosești, nu ajungi? Acum numai că am devenit dependentă de stilul ăsta de viață și nici nu aș mai putea. Acum am în față 7 zile libere. Și nu știu ce să faci cu ele? Nu știu ce să fac cu ele. Nu știu ce să fac cu ele. Adică o să-mi fie foarte greu. Am ce face, nu e o problemă asta. Dar o să fie greu să nu mai plec, să nu mai fiu pe ultima 100 de metri, să nu mă mai duc în deplasări, să n-ajung cu 10 minute înainte de a bate gongul. Adică toate astea fac parte din viața mea. Așa este viața mea și îmi place așa cum e. Nu cred că aș vrea să stau degeaba. Adică am testat asta în timpul pandemiei, cum este să stai degeaba, și mulțumesc frumos, nu vreau să se mai repete niciodată. Deci vreau să am treabă până când n-o să mai pot.